Salut, salut și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. De data aceasta suntem împreună cu Cap Chelios Rafael aici de față. Nu uitați să apăsați butonul de like, că mi-a zis de 13 triliarde de ori postează The Forest când The Forest. Dacă acum nu se strâng măcar 3000 de like-uri, ia uite pe Rafael. Ce ne dai Rafael acolo? Venit pasărea pe tine. Tu vezi animația asta? Da. Wow, a venit pasărea pe el. Să strângem like-uri ca să continuăm seria. Dacă nu strângem like-uri, nu o vom continua. Era cât paci să o închem după un episod, dar mai încercăm și episodul ăsta să sperăm că vă place. Astăzi încercăm aici să facem gard. Vedem noi ce o să facem. Nu știu ce vrea Rafael. Astăzi să construim patru case, gard în împrejur. Ia, cum de aici? Întâi trebuie să facem scaunul, Rafa. Mergem să explorăm toată harta. Rafa, scaunul. Cum cărăm bețe, ne trebuie ăsta la căprioară, plus ce o să mai amenajăm în casă. Ia. Noi construim scaun, da? Da. Dar noi nu avem uneltele necesare cu care să avansăm mai repede. Nu ne trebuie unelte, arcuri. Scaune. Degeaba faci scaun. Hai, pune gardul aici. Hai să începem gardul. Fă-i un gard. Măcar... Aoleo, pe gardul ăla necesită... Fă-i un gard miculeț, micuț. Păi nu, fă-l tu. Păi eu nu știu cum să-l fac. Păi nu, îl faci cum vrei, că prima oară pui doar blueprint-ul. Ok, unde e gardul? La ce ăla e? Furniture, custom building... Pagina custom 72, walls. Capitolul 3. Custom walls ăsta? Ia mă, hai să începem. Ia pe aici. Ok. Custom walls? Asta e? Da, omul meu, dai click stânga și te duci până unde vrei. Dă-i puțin, că facem întâi decât de gardul ăsta pe aici. Așa, micuț. Okay. Da, da. Te mă liniști, Rafa. Momo, cât e? Zici că e schizofrenie, adică nu se vede nimic, doar te învârți. Da, da, stai că vezi. Îți imaginezi tu. Bă, cred că ajunge gardul ăsta. Păi e fără cam... împrejur. Da, da, împrejur. Cerc? Păi... Cred că da, ajunge. Da, dar mă rog, hai, fă-l mai mic, să fie de început. Ăsta e de început, după ne facem noi baza. O să mai extinzi după aia. Cred că ajunge. Ăsta e. Mamă, cum arată. Eu nu-l văd. Dai puțin X. Păi și cum dau? Gata, văzut? E click stânga. E, gata, văzut, mă. Da. Ia, vezi, mă, să văd eu. Ia, vezi. Stai să inspectez pe aici. Bă, cred că e ok pentru apărare. Păi le-ai urcat aici pe asta, dar... N-are, mă, nimic pentru apărare. Vezi că ne trebuie și o poartă, parcă. Poartă. Păi pune tu poarta. Azi, că e bun așa. Pune poarta, că poate nu mai putem să mai intrăm înăuntru. Ba da, că nu-l facem pe totodată, știi? Dai puțin, hai să dăm. Hai să dăm, omul meu. Eu nu înțeleg de ce e așa, de ce nu sunt lemnele în picioare, de ce sunt laterale. Deci ne facem... Ok, știi ce aș mai vrea să mai facem aici? Un turn. Eu zic să explorăm în episodul ăsta, adică dacă... Du-te, mă, cu explorarea ta, singurul lucru în care vreau să explorez e peștera aia în care sărim în găoace, aia. Păi aia noi, gândește-te în felul următor, noi facem același episod ca data trecută, te-ai încopașat episodul? Ia să sărim în gaură acum, ia sărmă tu în gaură, ia toporul ăla. Stai să facem un zid. Ok. Ok. Tăiem niște lemne aici, fii atent planul de astăzi, Rafa. Planul de astăzi e să facem gardul. Dacă ne ajunge timpul, facem și... Ce faci, mă, acolo? Faci pipi? Ce faci acolo? Da, eram... Făceam nevoie. Vezi că scade ăsta în cap. Bă! Adu căruța, adu căruța. Fii atent. Și vreau să sărim la ăla. Jos. Ok. Amândoi sărim. Ok. Repet, colega. Mă auzi, colega? Te aud, te aud. Ia vorbește și tu cu ăla, cu Q. Păi nu am, că... Nu știu că trebuie să resetezi jocul. Adu ăla, adu ăla, lasă resetări, adu căruciorul. Aici. Ca la ce se gătă, să-mi pornesc microfonul. Adu ăsta aici. A pornit. Pe cât vorbesc? Pe Q. Alo, colegul. Alo, colegul. Da, te auzi, zici că vorbești din pivniță. Da, colega, liber pe Transfăgărășan. Aici perete, am prins. Liber colegul pe Transfăgărășan. O poliție pitită în spate la magazin. Vino, mă, cu aternă. Mâncare, prinde iepuri, brabeți. Termină, mă, cu prostiile. Vino, mă, cu asta te iei lemne. Adu lemne aici. Colega, trece aici și lasă prostiile. Iar începi. N-am mâncare. Păi când o să mergem la avion, ne ospătăm și mergem la aia. Ok. Cum se punea cu C, parcă, da. C.
Ok, cred că e de sync-ul ăla. Dar nu-l mai pun, că merge urât când pun sync-ul ăla. Ok. Cred că nu mai încape. Ce? Da, da, filmez. Filmez sau ce faci? Dă-i, cum să nu. Filmăm. Îți spun eu când nu filmăm. Da? Da, da. Hai, bagă aici la gard. Hai că nu e așa mare gardul. Și ne va proteja de zombie ăia. Aș vrea un turn aici eu. Ce-o fie râu ăla? Fii atent. Hai, faci jump. Aaa, fii atent ce mișto. Fă-i poarta acolo. Păi bă, trebuie poarta să... Ia vezi, încape pe asta. Gata, e închisă, bă, e închisă cu lacătul. Nu e închisă, mă. Ba da, mă, e cu lacăt. Uite lacătul aici. Ia stai un pic să văd unde e cheia. Ia vezi, în buzunarul de la spate, fratele tău. Bă, am făcut asta și e încuiată poarta. What? Păi cum e? Cred că ne zice că e cumva blocată ușa. Bă, iată, trebuie ceva. Acolo jos e tăiat. Ah, poate nu merge să intrăm cu toporul ăsta. Cum îl dau jos? Tu mă băgam ea și piciorul să nu mă merge să intru la mine în curte. Nu putem să intrăm în curte. A, vino mă aici, Frankenstein. Ia vino încă. Iată. E ca la mamaia la țară. E drugul pus. Ok, și? Păi acu e încuiat. Păi acum era încuiat, ia dai drugul. Nu, știi care e problema? Aaa, e cu schepsis, fii atent. Ia mai desfă-i odată, că băgai capul așa. Deschidei cu capul, ia. Ia. Ești primul om care deschide poarta cu capul. Ia atent, noi am făcut zidul și pământul urcă în sus, tu vezi? Tu, noi n-avem cum să urcăm. Scoate poarta asta de aici, o punem în alt loc. E bună, omul meu. Nu e bună, uite, pun-o aici unde stă zidul. Da? Atunci păi atent, da. Ia toporul și dă-i aici cu toporul. Dă-i. Cum să pui poarta în... Dă-i poarta. Bă, sări gardul. Bă, mi-ai spart poarta. Vezi că zidul ăsta pe care îl facem noi nu e prea stabil, adică o să-l spargă aia. Păi de ce mă nu e stabil? Păi e de la ieftin. Bă, dai mă și ăsta, e bun și ăsta, de cât de loc. Lasă-l așa. Ia să prind brabetele ăsta. Bă, du-te mă și sparge lemne, mă. Eu mai bine făceam eu ce ziceam eu, că făceam scaune, mese. Ăstea-mi plac mie. Furnitură. Nu e bază, mă. Păi da, mă, omul meu, tu zici că asta nu e bun, dar casa e tot la fel făcută. Omul meu, faci un scaun la care te uiți, nu faci nimic cu el. Scaunul eu nu înțeleg. Stau pe el aici, poți să-ți noi faci un scaun și o să ne atace canibalii. O să stai vezi peste câteva scaun. Zile. Stai pe el. Și o să-i bagi în casă să hai, dai cu ăla cu căruciorul. Fii atent, pune poarta aici. Păi pun, dar n-aveam lemne. Nu aici, uite aici, cred că. Vino cu asta, tai niște copaci. Păi taia mă și tu, bă, tu nu prea tai, mă. Hai că pădurea asta o să ajungă la zero. Hai la tăiat copaci. Colega, dai cu toporul. A, nu mergem, mă, mai bine și luăm noi drujba aia. Că știu că e drujbă. Am obosit. Bă, stai, mă, că e ceva neregulă cu mine, obosit. Păi n-ai mâncare în stomac. Ba da, am și mâncare și băutură. Cade copacul pe tine. Iar să face. Dacă se face noapte, băieți, o să așteptăm până se face zi, dormim. N-are sens. Că ați zis pe video că nu se vede. Băi, ăsta e jocul acum, am ce să fac, nu? Dă-ne un pic pauză să tăiem aici copacii, că... Am tăiat cu Rafael aici lemne, m-am dus la avion, m-am ospătat, însă avem o problemă. Ia vino Rafael aici. Ce se întâmplă aici? Vreau să-mi explici. Aici e ca un geam, vedem noi. Și de ce așa? Bă, nu sparge zidul. Am stat o grămadă pe aici să luăm lemne. Și voiam să facem un watchtower. Vreau să facem un watchtower, însă nu știu unde e Rafaele, ho, cu turnul. Nu știu unde e, știu că se poate face, am văzut la cineva, dar nu știu unde e. Aici e ea. Așa, custom foundation. Așa, tree platform. Acolo tree platform. Wall with window, ia pune wall, modifică. Acolo la noi. Stai puțin. Trebuie spart și pui altul. După aia sărim, fii atent, stai puțin să vedem. Sparge și pune altul. Unde n-ai băie, mă, shelter ăla, watchtower ăla? Că sigur trebuie să fie un watchtower. Bă, stiu la cineva. Ok. Custom building. Hai să mai vedem o dată. Revenim, băieți, când avem watchtower. Bă, cred că asta e foundation. Ok, stai puțin. Dă-te daci puțin.
Mă dau, stai. Uite puțin că... Ca unde ești? Uite aici. Nu știu de ce ne-ar trebui o fundație și acum sus cum urcăm pe ea? Fundație, Rafa! Ce se întâmplă, bă? Ce fundație am făcut aici, mă? Ia, ia adu-mă niște lemne aici. Și asta, mă? Uite, bă, și este... Uite, bă, cu fundația ta, X. Ce facem cu ea? Dă-i, bă, X la asta. Ok. Hai să încercăm să reparăm gaura asta aici. Dă-i, sparge aici, rupe tot. Rupe, 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 rupe. Oh my god. S-a rupt și aici. Ce se întâmplă, bă? Ok, repar aici. Eu nu știu ce e aici. Ce e asta? Ce e asta? Bătaie de lemnele înapoi. Nu mai îți dă lemnele înapoi? Nu. Ok, Rafaele, planul numărul B. Cu topoarele astea nu prea merge să facem mare lucru. Așa e, bă, să strică. Strică și aici măcar. Măcar să stricăm, să-l facem ca lumea. Problema e că să strică și partea aia în dreapta. Bă, du-te, bă, cu gardul ăsta. Bagi joc. Ok, o să-l mai... Mamă, unde a sărit. S-a stricat și aici, problema e. Strică-l și pe ăsta. What? Strică tot. Construim și demolăm, suntem nebuni. Ok, lasă așa. Abandonăm planul. Merge la, la groapă. Hai, încoa, vină cu mine. Venim după și o să construim înapoi. Care e? Custom wall? Custom wall. Perfect, uite-te aici, o luăm. Perfect. Perfect. Gata, mă. Hai, acum arată mult mai bine, nu? Ce se întâmplă, mă? Aoleu, trebuie să dau E. Aoleu, cum să urcă? Aoleu, cum să urcă? E. Gata, mă. Venim, completăm asta după. Gardul, îl completăm așa. Acum e bine, nu? Bă, nu mai da, bă, că stricici! Că e bine, bine acum, da. E perfect gardul. Mai avem de făcut mobila, dar vreau să sărim la groapa aia, vino cu am. Stai că mă apucai de gard între timp. Ia, du-te și mai, da, du-te și mai lemne. Păi sunt pe aici. Scaunul ăla, eu am o manie cu scaunul ăla. Însă tu, Rafaele, nu vrei să mă las să fac scaunul. Ok. Gather stick. 22 de stick-uri trebuie. Nu știu câte pot să car la tine. Nu mai pot să mai car. Ok. Mergem la groapă. Băieți, ăsta e punctul culminant. Puneți minutul în comentarii. Rafaele, tu ai prima încercare la sărirea în groapă. Prima încercare tu o ai. Unde e groapa? Salvăm tot. Salvăm jocul acum. Groapa e în spate la avion, cred. Salvăm jocul și mergem la groapă. Hai la groapă, Rafaele. Deci, care este vorba cu groapa? Mi se pare că e în spate la avion. Ia uite iepurile. Și dacă noi o să sărim bine, cred că o să poți să iei un item de acolo. Și un item bun. Ori drujba, ori toporul, nici nu mai știu care e. Și o să vin și o să sar și eu după tine. Deci tu ai prima săritură, după aia eu. Ia hai, mi se pare că era groapa în spate la avion, e o groapă zinc se numește, ziceau ăștia. Pe vremea mea când ne jucam. Vino aici. Deci mergem pe ei, beau dozele astea de cola. Bea și mănâncă cât poți. Ok. Și ai la avion, unde e avionul? Mai hai o dată la avion. Și la groapă. O să sărim acum. Și hai mă sari. Dar o să fie pericol mare, Rafa. O să fie pericol mare. Mai e, mă, ceva de mâncat? Nu mai e nimic de mâncat. Mai e acolo una. Gata, hai. Uite că prioară. Dă inia, hai mă. Hai cum, fugi. Rafa. Aici e beleaua mare. Uite, uite, uite. Ce? Îi dau un cap. Stai, stai, stai. Nu mai se oprește și ea să mănânce? Păi bă, Rafa, fii atent. Noi trebuie să construim un pod până acolo. Că noi murim. Hai, apucă-te. Apucă-te și dă-i. Dar nu mai știu care era ăla, podul.
Eu nu văd unde ești tu. Stă spate la avion, mă. Cum nu vezi numele până în artă? La coada, la avion sunt. Văd, văd, văd. Stai, mă, care era construcția aia? Build? O, așa... Custom floor. Bă, cred că asta era. Hai că începem aici. Custom floor. Hai, mă duc. Stai, mă, puțin, că trebuie să facem ăsta. Dispăru, mă. Custom floor, gata. E. Vino și tăi, taie lemne. Bă, cum să te duci, mă, că ești mort? Tu gândești ce spui. Ești mor Rafaele acolo, caz pe lângă ălea, trebuie să sari în apa aia de mijloc, okay. Ai uitat? Trebuie să fii pe mijloc. Hai, pune aici. Hai că s-a început. Ok, e bine până acum. Acum hai să continuăm cu custom floor-ul. Unde era? Pe B. Custom floor. Cum n-ai bă să pune asta, mă? Bă, Rafa, ceva nu e bine. Bă, cu asta nu se sparge, efectiv. Bă, stai, mă, că nu mă lasă să construiesc aici. Să fie că n-are jos aia. Bă, nu-mi spune. Care era pereția de punea, mă? Dar era altul. Custom floor, stai să vedem. E unul și poți să faci infinit cu el. Ăsta, table nu. T-platform nu. Scările alea nu. Stați pe aici, revenim. Și-a dat Rafael seama aici cum să contemplează. Hai să cărăm lemnele, că am tăiat eu un copac aici. Și-a dat Rafael seama în sfârșit. Pă, unde sunt mă lemnele? Una, două. Mamă, ne treia și căruța aici. Eu așa spun. Ne trebuia căruța. Da, da. Ne treacă căruța aia. Ia, de ce e o piatră aici? Ne treacă căruța aia, se umple cu copaci, că nu merge așa. Și căruța aia e departe. Câte sticuri ne trebuie pentru căruță? Aduc, să aduc căruța. Păi stai, mă, fă-i una aici, că ne trebuie și acasă. Fă-i o căruță aici, Rafa. Sunt pe cale să iau căruța. Bă, lasă-mă pe aia acasă, că ne trebuie una acasă. E că am dat cu asta jos. Copacul. Mai aici unu, două sunt aici, perfect. Stai că ne-am apucat, băieți. Ce facem aici? Acolo jos e o gaură și trebuie să sărim pe o apă. Dar pentru asta trebuie să construim până la mijloc. Rafa, eu am sărit până aia ta. Aoleu, era să sar aici. Nu-mi spune că nu poți să ies de aici, ba da, mă. Am sărit până ea că nu e construită, cred. Aoleu, Rafa, mă atacă ăștia! Hai, mă-mi vină un cuac cu căruța! Vin cu căruța. Nu trebuie să pleci, trebuie să facem alta. Păi dacă o avem deja făcută. Păi și cum o mai duci înapoi? Cum ai și dus-o, o și aduci. Trei copaci, mamă, cât e. Aoleu! Bă, stai, mă, cu... Bă, da-mi ești picior. Vină o cuacă, e unul aici. Băgați ai pici, aoleu, unde te o labă peste ori? Vino bă, coacă, mă omoară ăștia. Ești de acolo. Cum să fugi? Că aici trebuie să am eu locul. Aoleu. Omoară bă, vino bă, coa, bă, unde te... Mamă, ce mă enervezi, Rafa. E dacă zic să fugi, nu mă asculți. Mai am puțină viață. Căprioara. Bă, ești nebun. Cine te bate așa? Groaznic. Mă bătu unul. Uite-l. Adu-l în coa, vină bă. Aoleu, Rafa. A picat căruța în groapă. Bă, frate-ți bagi joc. L-am omorât pe ăsta, gat. Asta era problema ta. Mai e unul de pus. Hai mă! Gata, păi da văd că mai e ceva aici jos. Ce mi-ai făcut aici jos? Hai să vedem ea. Gata mă. Hai că e bun. Nu e gata.
E bun. Mai trebuie un lemn. Bă, două încolo, ce lemn mă, sub ea? Gata. Acum e gata. Și acum poți să, să treci pe aia, ia. Normal. Și aia, bă. Mama, uite acolo trebuie să picăm, în gaură aia mică. Și acum mai punem. Dă-i. Uite căpioara. Aleargă-o, că trebuie să fac pat. Ne-au mâncat zombii, când timp ce construiam a venit noaptea. Sunt aici, nu știu ce se întâmplă, am pierdut toate itemele. Am pierdut toate itemele, ne-au omorât zombii. E noapte, zbași piciorul, nu văd nimic. Dă-te bă la o parte. Mustață ai. Bă, ne-au omorât, mă. Și-au bătut joc ăștia, revenim când facem podul ăla. Am tăiat aici copaci, Rafaele, cred că mai trebuie doar... Aoleu, aoleu, mâncața și urechea ta, mi-ai dat cu copacul în cap. Am tăiat aici la copaci o grămadă și mai trebuie făcut... Du-te și mai fai încă o platformă acolo. Mai trebuie o platformă, am construit, Rafaele, cam buggy ăsta, scap în el dacă nu ești atent. Ne-au omorât monștri pe aici, dar acum suntem mai pregătiți ca niciodată, ia. Du-te, Rafa, du-te. Mai fai o ultimă platformă acolo. Eu vin cu ăstea, bă, a rămas un lemn acolo. Cum ne să bagăm acolo? Dacă pic acum cu lemnele astea, am încurcat-o. Pune o platformă. Hai, Aurelei. Așa, și ar trebui să fie... Câte lemne mai trebuie acolo? 6? Ia uite, bă! 4, câți au venit? Mamă, hai. Mamă, ce e aici? Mamă, măiculiță, dă, ia lemnele. Ia lemnele, ca urei ăștia. I-a dat cu piatra, bă! A aruncat cu piatra după mine. Pune, ia. Femeia asta e despuiată. Nu arăta pe video, Mamă, dar noi picai o direct până... Wow! O bate de mă sparge! Adu-mă lemne, ce faci? Mă bag cu ei. Bă, Rafaele, noi trebuie să facem asta, lasă bătaia. Încred că alea, încă două și încă astea. Și am ajuns, Rafa. Da, îl văd acolo. Trebuie să salvăm din nou, cred. De ce? Ah, da, cred că da. Cred că o să salvăm. Aoleu, aoleu, era să cad în groapa aia. Poți să cazi până asta? Pune să știu la ce mă bag. Yo! Exact ce-mi place mie! Gazibu? Asta? Uai, da. Ai, ce? Scoate-mă gazibu-ul de acolo. Mai trebuie un lemn, du-te și el și mă duc să salvez. Deci băieți, mă duc să salvez acasă. Bă, pleacă-mă cu gazibu-ul tău, că ne-a 3 ani să-l facem pe ăsta. Dar nici măcar nu e jos pe aia, e pe jos? Nu e jos de tot. Ba da, dar nu vezi tu. Nu e mă jos. Uite că-l văd în aer. A, poate nu se randează. E până la mijloc. Nu se randează toate alea. Ok, șterge cazibu, mă duc să salvez și revin, băieți, ia, mănâncă cioara din ăsta. Am salvat aici cu Rafael și acum ne pregătim, mi-arată craniu, mă, eu nu știam unde e backpack-ul meu. Ne pregătim să sărim în gaura aia. Ce se întâmplă când sari în gaura aia? Sunt niște iteme acolo, după cum mi-aduc eu aminte, parcă așa țin minte. Topor, drujbă, nici nu mai știu ce e pe acolo, e nebunie curată ce e acolo. Problema e că eu am un sfer de viață, adică ar trebui să sar cu viața full. Păi și cum ne regenerăm, mă, că și eu tot la fel. Am băut niște alcool. Cu alcool? M-a regenerat. Da? Buz de ăla? Da. Buz, dă-i pe gât. Păi eu n-am băut buz. L-ai luat tu pe tot. Hai la avion că sparge de alea. L-am un backpack. Stai să văd unde e craniu. La craniu arată aia. Ok, cred că e pe ăla. Și hai să sărim. Uite backpack-ul meu aici. Și acum cred că am buz. Uite-l, mă. Da, bă, cu buz. Mamă, cu buz și cola? Cred că noi lăsăm cola asta, poate mi-e sete acolo jos. Hai mă, Rafa, tu primul. N-am viața full, dar sar dacă vrei. Sar, mă. Deci nu poți să cazi până asta, nu? Pe-n pod. Nu. Hai mă, Rafa, momentul adevărului. Mamă. Deci noi trebuie să sărim acolo. Hai, vino cu-a. Sar tu primul să te văd. Dacă sar bine, ești patron. Bă, că nu cu căruciorul, mă! Gata. Bă, nu de cu ce? Căruciorul, că te încetinește. Orică cărucior. Pleacă-mă că nu pot să... Bă, m-ai dat cu căruciorul jos! Și eu nici măcar nu mi-am luat reper! Sări pe mijloc, pa! O, a sărit bine, hai! Și tu? Bine, mă! Și tu ai sărit, unde ești?
Uite lângă tine, nu vezi? Ba da, te văd, am sărit bine. Bă, dar m-ai împins cu căruciorul! Vezi că e ăsta goale. Fundul mare aici. Păi și unde, pe unde trebuie să ieșim? Știu că trebuie să faci ceva. Vezi că e grav ce se întâmplă. E grav, Rafa, ia, vino cu-a. Vino să-ți fac o poză, uite-te aici la mine. Cu ochelare, zici că ești doctor. Hai să ne iubim aici în apă. Nu, nu mă iubesc cu bărbați. Ok, ce trebuie să facem aici? Aoleu, cine sunt ăia? Ce bă aici cu tentacole? Uite mă, am găsit avionul. În avion e ceva, Rafa. Știu eu. Da. Ia vezi cum aleargă ăsta, știi că e cald. Face, bă, bă, ce e în avion aici? Știu că e ceva în avion. Drujbă. Bă, dă-i drumul la aia că mi-e frică. Mi-e frig. Ți-e frig? E frig sau frică? Mi-e... Ai dreptate. Dă-o energie. You need to eat something. Bă, bă, bune. Păi un foc aici. Bagă pe foc. Bă, Rafa, eu mă bag aici. Ce e în avion? Unde e în avion? Ce e în avion? Ia din avion, omule, repede! Era o drujbă, ce era? E lângă tine unul. Mă, ce era în avion? Nu știu. În asta? Mă, ce e, bă, în avion? Te-au cucoșat aia, fugi! Stai că pe avion nu mă atacă. Aoleu, pe avion nu mă atacă, nu? Sunt în avion! What? Sunt în el! Ce faci, bă, acolo, ieși? Păi ce trebuie să faci? Că nu înțeleg. Ce e în avion? Aolea, ce urât sunt! Ajută-mă, Rafa, că sunt blocat în avion! Păi ce să mai fac? Ești mort? Nu, sunt lângă tine, dar n-am... Mă bat cu ei, Rafa! Sări de acolo! Cine mă ăsta de Kraken? Ce e ăsta? Krakenul? Sări de acolo, Marius. Ce să sar? Că n-am cum să mai sar, nu vezi? Ilie! Sunt blocat. Sunt blocat de Viorel! Ce luăm din avion, că nu înțeleg! Nimic! Păi cum nimic, că luăm ceva de aici, de jos! Nimic, omul meu! Nu prea simt bine deloc. De pe mine nu mă poate atinge, mă, cred. Nici eu pe el, nici el mobil. Nu mai am HP, aia e belea. Băi, eu sunt prins în avion. Aoleu! Păi pe tine te doare la bască, că toți sunt targetați pe mine! Am medicamente, mă, gata. Da cu picioare, aoleu, cu sânii voi. Eu am urcat pe pietre și sunt bine. Da, e tu, băi, omul meu, toți sunt targetați pe mine, pe tine nu e nimeni. Ești acolo, că n-ai... Nu pot să ies! Sunt glitchuit! Resetează salvare atunci. Uite, văd o intrare mișto, hai pe aici. Da, da, până când o să ies de aici, când ies? Atunci lasă-mă că mă o să explorez. Gata, am ieșit! Pa unde? Aoleu! Fugi, bă, mâncat iar șogobânțul din cap! Sunt pe jos. Azi, că dau eu restar, Rafa, și vin direct. Ești pe jos, tu. Mă duc înapoi acolo, Rafael. Mi-a zis Rafael, Mamă, era să mor de aici, eu. Cover din blood. Stai puțin, că sunt cover din blood. Dăm drumul la bricheta. A zis Rafael că s-au despaunat toți monștrii când am murit. Deci fiți atenți. X-Slayer e linkat cu monștrii, adică e legat de ei. Când a dispărut, nu mai e niciun monstru aici, e gol. Și dacă sar acum, ce se întâmplă? Ia. Bă, stai un pic. Ia, fii atent că pic. Oh, hai, ia uite pe ăla, bă! Căruciorul e în aer aici. Aoleu, Rafa, car pe piatră. Perfect, mamă, direct în picioare! Wow! Bă, nu e niciun monstru aici, vine la mine. Bă, uite la acolo, uite că-l văd eu. Aia lasă, ăștia de aici nu mai sunt. Ok, ce ai găsit, macetă? Vreau și o macetă aia. Da, nu mă vezi că sunt la costum, ia uite-mă. Vreau și o costum și macetă. Nu mai că stale mele. Domn Belvedere, cine ești, mă, tu? Domnul Belvedere, cine ești tu? Sunt El patron, patronul. Unde-i găsit, mă, maceta? Vino pe aici să-ți arăt ceva mișto. Vreau și o costum, uite, vreau și o. Eu cred că le-am luat, nu cred că le mai vezi și tu. Era aici maceta, la geam. Ba da, mă, și eu mă îmbrac în costum. A, uite-mă, gata, ești Don Jovi. Și ce macetă aici? Uite, altă macetă. Păi tot de asta? Da. Unde e maceta ta? Unde ai găsit-o? Uite aici, la geam. Am găsit-o. Eu nu văd, unde? Arată-mi eu cu mâna, unde e? Aici, trebuia să o vezi deja. Dar nu mai e, dacă am luat-o eu.
Ce machetă vezi mă tu aici? Băgam iași piciorul în viziunea n-o ta. Nu mai văd, am luat-o eu. Ba da, o am. Te-ai ascunsă. Bag-o din inventar. Gata. Hai încă. Hai. Hai da, ha, așa se zice. Mamă, ce intrare a găsit Rafael. Noi în loc să construim, noi deja explorăm intrările și ieșirile. Ia vezi intrarea asta. Wow, asta e cea mai grea de ieșit de aici, nu? Păi da. Și drujba unde e? E grea, bă, drujba. Departe. Când ne băgăm pe aici cu Rafael. Loading, se încarcă ceva. Hai că nu se poate întâmpla nimic rău. Păi nu văd nimic, să-mi bat piciorul. Aici e cel mai greu de ieșit. Ce ai, glumești? Cum nu se poate întâmpla? Dacă eu știu că aici e greu de ieșit. Băi, eu nu pot să trec de aici. Cum trec de aici? Ah, crouch. Crouch e pe câtările astea la... Eu eram pe C, pe vremea mea. Aoleo, asta e greu, mă! Eu am mai fost aici și știu că nu pot să... Aoleo, Rafa! What the... Ia... Iartă-mă, Rafa! What the freak! Cum ai ajuns somul meu acolo? Aoleo, Rafa! Am găsit o jucărie, e jucăria copilului! Bă, ce jucărie că sunt aici, tu nu mă vezi unde sunt, ajută-mă! Dă-mă o funie în coare! Du-te în capăt că e o funie aici, în fața, uite unde sunt eu. Aoleo, Doamne, ce jocuri mai jucăm și noi! Cum ai căzut acolo, n-are sens! Am patinat! E complicat jocul ăsta, ne trebuie un costum de la de intri pe sub apă și trebuie să explorăm niște peștere pe sub apă, mai știi? Da, 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 ce să... Că noi suntem în episodul 2 și deja sărirăm în sinkhole ăla. Da. Oh my god. Care? Și nu văd niciun E. Și cum? Hai mă, omul meu. Mamă, mamă, ia vezi, mă vezi când urc? Și cu bricheta, cu o mână urc. Eu n-am mai văzut oameni să urce cu o mână. La cost, tu ai pantofi de piele și urci în peșteră. Ia, dă-i să te văd, ia vină cu ăla. Uite-l mă, hai, du-te. Du-te că-ți dau o de-asta peste scafă de... Cine horcăne mă, harul ăla? Dau horcăne care e ăla? Altă gaură. Și... Aolea! Cine e ăsta? Dă-i! Mi-e frig, bă! Fai foc aici! Dă-i, bă, bate-te că te încălzești! E dus, e dus. Mamă, cum stă aici? Uuuu! Tu-i că se mărți, nu le dă-n tine. Nu vezi că ăsta dă-n tine, mă? Gaură! Uleu, gaură, așa îl cheamă? Cred că i-a căzut un dinte. Dă-i, mă, mai și mort, ce ai? Alu, Bidircu! Bă, unde se urcă, mă? S-a trezit ăsta, e bun! Aoleu! Ce s-a întâmplat, bă? Oală-l pe ăsta. Dau și una peste scafă. La gata, gata, un foc aici, bă. Dă-i, bă, Aurele. Lasă-mă focul, hai înainte, că ești la costum. Tu nu vezi cu alcool de wet. Sunt... Vino în coacă, sunt ăștia grei aici. Ia vezi. Bă! La mine nu se deschide ușa, bă! O, două scafe mi-a dat. Stai, bă, că la mine nu se deschise ușa. O, frate! Dă-te spate, dă-te spate! Dă-te că poate-ți mai dă un... Fai, mă, foc! Bă, îmi ba piciorul, fac eu foc. Hai că ne uităm aici. Unde e, mă, foc? Fai, mă, foc! Unde e, mă, focul? Fire! Pune-l jos! Dă, mă, fac foc aici, că sunt neuscat, sunt... Așa, mă, Rafaele. Așa, vezi. Mi-era frig, mi-era... Aoleu, eu la spate deschisă ușa. Sau mi se pare mie? Noi stăm la foc aici. La mine s-a deschis ușa, la tine nu știu cum noi. Nu s-a deschisă ușa. Cred că gata, sunt bine. Aoleu, unde e? Că nu-l văd. Aoleu, cât să sunt. Fugi, fugi, mai bine fugim. Păi, dar nu știu pe unde. Pe aici, pe gaura asta? Aici, mă? Ia vezi că am găsit un... Păi stai, mă, căietă. Bă, stă la scafă, pleacă daci! Scafă, fugi, trebuie să spargem peretele la cu ceva, dar n-avem. Cu detonator, cu nu e, nu avem deocamdată. Știu ce, știu ce. Detonatorul ăla, cred că e o grenadă. Știu, știu ce zici. Parcă ai dreptate, bă. De înainte, când făceam înainte de astea. Păi și noi unde ieșim? Că trebuie să ieșim pe undeva, dar nu mai știu pe unde. Uite pe aici. Pe aici am găsit. Dar n-avem scafă de aia să ne urcăm. Ba da, mă, astea sunt. Sparge aici. Da, mă, ne trebuie detonator. Și altfel nu putem să scăpăm de aici? Nu. Bă, ești nebun?
Așa e, bă. Și eu, noi cum ieșim de aici? Păi bă, noi cred că am intrat într-un mod ilegal aici, nu? Noi am intrat pe la ieșire, cum ar veni. Păi stai mă puțin, și astea ce sunt sporinile astea? Știu că făceai ceva cu ele. Wow, 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 e o unealtă, să te cați de mă beret. Aici cu ăsta, cu belengerul lui, dă-te, bă, ia de mă ăsta. Dă-te, bă. Stai el, mă. Cum face, ce peste, ce face, mă? Ia târnă sânge din fund, ești nebun. Să peste, ce s-au de mă? Ia voi cum face. M-a cocoșat, m-a cocoșat, gata, ne-am dus. Gata cu astea. O idee proastă, ne întoarcem acasă pe salvare, nu? Sau pe ce? Pe salvare? Da. Bine. Am revenit, băieți, din păcate ne trebuie o dinamită care e la distanță sau nu mai știu ce puneam noi acolo. Punem ceva să explodăm peretele ca să putem continua. Din păcate este oprit. Ia, Rafa, că ai învățat tu. Ia, focul nostru unde? Păi bă, omul lui Dumnezeu, noi aveam foc aici, în față. De tabăr. A plecat focul. Ori l-ai distrus din greșeală, ori nu știu ce s-a întâmplat cu el. Ori nu s-a salvat pe salvare. Pune înapoi. Da, e bine, lasă că e bine. Pune focul aici lângă gard. Nu, fii atent. Fii atent, fii atent care era fără o idee. Ia să fii atent aici. Te uiți în sus, Rafa, ceva nu e bine. O, Kazibu. Bă, nu l-ai pus bine. Mută-l Kazibu. Mai încoa. Mută-l mai încoa, că e în gard. Da? Strică gardul, tu nu vezi. Mută-l mai încoa. Pe gardul ăla o să extindă oricum. Da, mă, dar vreau să fie aranjate pentru un moment. Pune-l și tu în mijloc aici. Ia. Hai, mă. Ăsta e, mă. Perfect, perfect, perfect. Câte lemne? 67 de cât? Bă, păi îl facem acum, mă, episodul ăsta. Cât 67? Păi e aproape cât casa la Rafa. Care ne-a închiruit un episod. Dar căruciorul e acolo, bă. Ia du-te și ia căruciorul, bă. Du-te, căruciorul? Du-te și ia căruciorul. Ne apucăm puțin de el, așa. Du-te și ia căruciorul. Unde l-ai dus? Sansa, nu-l duci. 60 de bețe! Mamă, bețe acolo, sus. Oh my god. Bețele de ce nu poți să le cari? Asta nu înțeleg eu. Au venit frățiorii, gata. Câte sticuri poți să cari, mă? E mișto că sticurile astea cresc înapoi. Deci aici erau, le-am mai rupt odată și acum au crescut înapoi. Până pică de mână, nu? Până atunci pot să iau. Acum gata. Mamă, ce mișto o să fie Kazibu ăla. Ăla o să ne apere de tot. Nu cred că poți să dărâme Kazibu ei, nu? Problema e că... A, gata, am găsit. Căruța e acolo jos, mă, unde ai pus-o. Am sărit cu ea în groapă. Nu, că n-am salvat. Acolo. Aia a fost așa pentru noi, să le distrăm. Și mai am... Mamă, câte bețe, bă. Câte bețe. Trebuie o grămadă de bețe. Ar trebui să te lasă să iei 100 de bețe deodată. Și nu mai găsesc bețe, ești nebun? Da. Uite aici niște bețe. Bețele poți să scari și în căruță? Nu știu, stai să vedem. Nu. Ba da, mă, uite, 7 stick, ia. Ia stai. Ce-i facem, mă, o reparăm? Nu, ai pus în ea. Am pus în ea stick-uri? Da. Ok, ia stick-uri. Pe stick-urile le luăm ușor. Ia stick-uri. O, uite, mamă, câte stick-uri! Păcat că nu-ți arată câte avem în căruță. Arată? Sau nu văd eu bine? Sticuri USB. Arată câte avem în căruță? N-arată, nu cred, nu. Ce? Păi nu mai încape, cred. Zici? Cred că știu ce fac. Ba da, nu mai ai tu, sau? Cred că eu le dădeam jos. Mamă, cum e pachetaș. Hai să umple căruța aia cu sticul. Ia uite-te la bază, zici că e desenat în sus. Da, am văzut. Profesorul Tonium.
că. Mamă, dar vezi ce rare sunt bătele astea? Bă, dale colo de băte. Vezi ce rare deveniră bătele? Ar trebui să le găsești pe jos bătele, că așa e în realitate. Bețe, zici tu? Bețele, bețele. Așa zic eu, băte. Mamă, zici că e desenată. Unde e, mă, căruța? Plecași cu ea? La mine. La tine unde? Că nu te văd pe harta, acolo. Bă, cred că hai să ducem bețele astea și că cam asta e, cred. Câte bețe am încărcat acolo, le punem. Nu știu dacă... Mamă, bețe câte poți să pui, ești nebun. Așa, mă, hai. Hai cu ea aici. Mai au de aici câteva, câte mai sunt. Sau facem mobila cu ele? Nu cred că intră pe ușa. Bă, ești nebun? N-are cum să nu intre pe ușa, Rafa. Nu intră pe ușa, să moară căruciorul. De ce nu intră pe ușa? Fă mai mare, fă un două. Mai fă o ușă lângă. Ca la supermarket. Nu cred că merge, nu sunt sigur. Nu merge, e altfel de poartă aia mare. Cred că e altfel de poartă. Dă jos! Ba, piciorul ia. Ba, uite, am găsit poarta cu două uși. Aoleu. Mai merge să mai faci ceva din gardul ăsta când mă apucai de el. Wall with door. Dar nu are două uși. Ia de-i puțin aia. După aia să-mi aduce aminte să-ți fac o poză. S-a blocat. A. Ce se întâmplă, mă? Hai. Zici ce facem. Două uși ca să încăpem astea. Păi nu știu cum să fac două uși. Ok, dărâmă-l, dă-l încolo. Lăsăm fără poartă. Noi avem garda, facem... n-avem poartă. Stă poartă. Data viitoare facem poartă. Hai. Da, da. Împinge a. acolo. Punem pune pe gazibul ăsta. Da, da. Ia-te-o șopârle, omoară! Ce se întâmplă, mă, plouă cu bețe, ce se întâmplă? Mamă, mai aveam puțin. Cred că îl facem, mă. Pe coperiș. Îl facem, mă, că sunt multe. 5 bețe mai trebuie. Mai trebuie bețe? Și înăuntru, hai, stai să vedem, stai să vedem înăuntru. Mai trebuie un băț aici la scaunul meu. Ăsta e scaunul meu de suflet. Uite, alegi băț. Și gata, bă. Atâta e. Încheiem și noi transmisiunea. Mai ne trebuie două piele de nurci. Aici ne mai trebuie 7 piele de nurci. Încheiem și noi transmisiunea. Revenim cu Kazibu ăsta următoarea dată. Nu uitați de like. Pa, pa.